Că vreau să vă spun asta, cum că Denisa ar fi însărcinată, deci un subțire de voi, ne uitați-vă la... Așa, că n-am mințit și Zâna mâncă aici, Zâna, după cum vedeți, gata. Am venit eu de la sală, Denisa de la școală, a terminat cu bine amândoi și ne-am băgat până jos aici la Profi, că avem un magazin de desul de noi, Profi, și-a luat un piept de pui, o chiftea, o vrăjeală, o vină. De la cea mai lată, un orez, să facem vorbitare. Vreau să vă spun că Denisa e foarte vorbăreasă, numai că pornesc camera, îi se taie așa, mau, dintr-o dată, deschide zâmbă de la el. Și astăzi trebuie să fac eu de mâncare, sub instruirea acestei domnișoare mirobolante. No, no, să vedem cum ne descurcăm. Mintea ta, să vedem ce ai în cap. Ce? Nu cumva acum. Păi bun, dacă aud pe net. Bun. Cumpărăturile ți s-a și ia, uite și Moș Crăciun acolo. Bradul m-am apucat să despodobim, dar Moș Crăciunul a rămas. Bun, am despachetat, am mâncat, că eram morți de foame amândoi. Am făcut ordine și Denisa s-a dus dincolo să facă curat în dulap. Și între timp eu îi fac de mâncare din aceste ingrediente. Am aici cartofi, am pus și două cepe, să arate mai bine și cred că ceapa e bună la orice mâncare. Am luat aici piept de pui, pentru că dacă tot m-am antrenat astăzi, am să mânc corespunzător, deși de obicei nu am gelat ce mănânc, că mi-a dat Dumnezeu un genetic bun și nu, orice aș mânca nu mă îngraș, nu slăbesc, sunt bine orice aș mânca. Dar acum hai să mâncăm așa mai profesionist, dacă tot ne-am antrenat, orez și o vegeta. Dar eu stămâie la gădit, nu știu ce să fac cu aceste alimente, cum să le prepar eu ca să iasă așa cum trebuie, să iasă bune. Prima dată cartofii, îi curăț. Cartofii de la mama Geta din grădină. Îi curăț, îi bag aici, îi spăl. Pe urmă mă apuc de pieptul de pui să văd ce să-i fac la asta. După care, cred că fierbărezul. Da? Stă foarte bine îmbrăcat în Nike Adidas. Dacă tot sunt întoi cu curățatul cartofilor, am o întrebare pentru Denisa, cu ce crezi că mai bine să curăț cartofii? Cu cuțitul sau cu ăsta? Nu știu, eu cu ăsta crezi mai bine? Bun, și acum stai, nu pleca. Trebuie să mai dezbatem un subiect. Uite cum curăț tu, uite cât lași tu coajă. Cât e coajă, acum ar trebui să iei. M-a pus naiba, să o chem, acum mă ceartă. Serios, vede-te aici. Dacă tu... trebuie să spui mai astfel dacă îți place sau nu mâncarea, nu o să mă cerți, bun? Să-mi fac tot posibil. Uite, cu ăsta se ia mai puțin, într-adevăr, ai dreptate. Bun, trebuie să dezbatem un subiect mai aparte. E o știre care tot circulă pe TikTok. Tot circulă pe TikTok cu un zvon. Dar e pur și simplu un zvon, că vreau să vă spun asta, cum că Denisa ar fi însărcinată, deci un subțire zvon. Ia uitați-vă la cât de bine arată. Da, nu, dar chiar sunt gravide, da? Da, că te crede lumea după aia. Deci nu știu de unde a apărut zvonul ăsta, deocamdată nu e adevărată treaba, dar cine știe, Doamne ajută, pe viitor, după ce ne căsătorim, bineînțeles, că vrem să luăm pas cu pas fiecare etapă, să nu sărim nimic. După aia, Doamne ajută, să facem și noi o echipă de fotbal. Culița s-a apucat, Leana s-a apucat, e Geta acum, rândul lăsăm pe ea și după aia. Pune apă, e bine aici. Pune apă peste cartofi? Dar dacă stau așa, ce are? Nu, să se curte după aia, uite, cu pământile așa. Păi am curățat. Povestește. Bine. Bine, pune tu niște apă. Așa, atât am vrut să lămuresc cu voi. Vezi că tu ai zis că ești, acum o să taie din clipul ăsta, că ăștia care pun pe TikTok și fără videoclipuri, o să taie filmarea și să o pună pe TikTok, cum ai zis tu. Nu, mă decupez, nu mai ai încredere. Nu decupez, lasă așa. Nu, da. Bine, te lasă. Dacă, dar nu mai merg. Cine auzi? Da, bun, deci am lămurit-o și pe asta. Revin. Am terminat prima etapă, am curățat și am tăiat cartofii și cepele. Iar mă ceară Denisa că am tăiat prea mult din ele, dar astea oricum ea nu prea mănâncă ceapă, mănâncă doar eu, așa că e ok. N-am curățat foarte mulți cartofi pentru că, după cum v-am spus, ne-a fost foarte foame când am ajuns acasă, deci suntem sătui în momentul de față. Așa că o să mai fac doar așa
o gustărică specială ca la Masterchef, cum ar veni, să nu mâncăm de foame, să mâncăm de poftă, ceva ala Iancu Sterboss. Am vrut prăjit la magazin să mai iau cașcaval și roșii, pentru că știu o rețetă foarte șmecheră, cașcaval, roșii și piept de pui. Și între timp, ca să vedeți că eu gătesc igienic, domnișoara Denisa aici de față. Hai, tu, iubire, lasă. Ce faci cu șosetele? Cu ce spătate, dai cu ele? Deci spătate toate șosetele. Și cu ce dai cu ele? Cu număr să scopete, de lază-mă, nu mă filmă spătele. Așa. Și dă cu de la, cu pulverizant de la șosete să scoată petele. Și tot mi-l dăm aici pe cartofi, pe peptul de pui, încă nu că l-am dezvelit. Ca să aibă, să aibă gust mai bun. Vezi că tu mănânci, dragă. Și se uită și la un serial. E multifuncțională. Haideți că dau drumul la treabă, că am vorbit destul, să fac mâncarea, să nu mă laud degeaba. Și abia aștept să vă arăt cum iese. Și domnișoara Denisa îmi dă nota aici de față. Taie foarte bine pieptul de pui, am tăiat și în formă de inimioară. Și cu șosetele, cum era acolo? Mai am un pic. Deci, această rețetă, vreau să vă spun că este invenție proprie, a mea, așa mi-a venit în cap să gătesc. Mai taie. Glumesc. Este rețeta iubitei mele, Denisa, da, care mă filmează în momentul de față. Și după cum vedeți, avem aici pieptul de pui, pe care l-am condimentat bine, bine, frumos. Deci o să vin așa, pieptul de pui, pus în tigaie, la frâit, pune peste el. Îl fac acum o mică demonstrație, dar o să pun roșiile și cașcavalul doar când o să fie în tigaie la sfârșit pieptul de pui. O să pun așa roșiile peste, să fie prăjit bine și cașcavalul aici peste și o să se... Cașcavalul să se topească așa frumos peste pieptuțul ăsta minunat și o să închid așa spațiile între piept și cașcaval ca să acopere bine roșia și o să iasă o minunăție operă de artă la Leonardo da Vinci. Revin din tigaie. Aici sunt ingredientele, aici misoalele pe foc, aici am pus orez la fiert, aici am pus cartofi la fiert. Aștept să încingă ticaia ca să pot pune pieptul de pui. Între timp să vedem ce face Madame Denisa. Iar l-ai scos din priză. Păi tragi prea tare de el, dragă. Ajută-te și poacă mie. N-ajunge. Mai. Și nu-l mai trage așa tare. Dă-i să meargă. Sper să-mi iasă. Prima dată în viață vin gătesc. Oricum se spune că bărbații sunt mai buni bucătari decât femeile, așa că nu am mare emoții. Sper să nu dau foc la casă. O, deja cred că așa e. Mamă, să scasă aici. O să te linzi pe degete. Ia uite bine arată. Între timp să mai dăm o lingură și la orez. Așa. Am dat un pic. O friză dacă este mare nimic. Bun, acum vine pus. Roșie, așa e? Nu. Cum nu? Da, așa, nu? După aia cașcavalul. Așa? Așa. Mi-e place să-l fac așa mai sânge, ca Vita. Deci, tânăr, 24 de ani, neangajat momentan, lucrez la, cum erau statusele alea pe Facebook mai de mult, lucrez la cine vreau eu, sunt jmecher, eu sunt mafiot, caut nevastă. Toate fetele s-a pilez de la mine! Eu mă uit, ce s-a întâmplat aici? Ei! Dă-le pe foc. Ce? Ia, pauză, revenim. Pun câte două, așa e ajung. Uh-huh.
încă bucătar. Bucătar de excepție. Dacă mă văd cumva, domnii de la cine la cuțite, eu o să mă ia, nu ca și de ăsta, ca și concurent, să mă ia până în jur, deci până. Și mai chiar nu pregătit. O, el așa ușor. Personează, am emoții mari, personează. Te dăm de mâncare la copil sănătos. Deci asta este rețeta Denisei, recunosc, rețeta mea cum m-a păcălit. Și ei tot timpul ieși foarte bine. Că prima dată când m-am făcut așa ceva, am rămas gură cască, tare bun a fost. Sper să-mi iasă, poate nu chiar așa asta, dar o să-mi dăm măcar pe jumate, mi-e si. Vezi tu? Și aici facem orez, Denisa, să băgăm sare în orez, eu n-am băgat. Vreau să fac exact ca la Survivor. Când făceam orez la Survivor, mamă, tare bun era. Și făceam cu cocos, cu un pic de banană. E bine, n-am mai luat cocos pentru că m-a scribit de cucos de la Survivor. Avem banane și ăsta o să-l folosim, o să-l mâncăm ca și desert, orezul. Îl facem cu fructulița cu banană. Ca mâncare de bebeluș. Nu-i bellissima. Hai că sunt o gospodină de săvârșită. Să iau orez ăsta jos? Are mijloc. Asta e mijloc care mai așa e? Am vrut să zic. Te pus la șervețel aici, nu mai pun. Ia uite, și bagi așa furculița și... Ulala, ce bine arată! Très bien, très bien. Just a moment, s'il vous plaît. Puțin din secretul meu vă dezvolui acum. Très bien. Și gata cu secretele, că mi s-a dat aici. Sunt cu sare pe ele. Sunt curat pe mâini, m-am spălat, e totul igienic. Oricum noi mâncăm, nu vă dăm cum, așa că... Îți făcut și ăsta, cred că așa e? Mai aproape, e mijloc. Cașcavalul ăsta. Până unul la capul, nu știu, așa. Aici. La ultima tură, ne pierd de pui, apierd și orezul, după cum vedeți, tot îl strecurăm frumos aici. Am mai seamănă ăsta, exact ăla de la Survivor. Adică nu doar de drepturile alea. Trebuie dreapta, sunt gata și cartofii. Și ce să vă mai zic? Cam atâta de cam dată. Mai revin după ce gata toată masa. Vreau să fac și un aranjament muy buen a la chef Ian cu fer. Și vă arăt după aia cum arată și gustul o să dispune din lista. Bă, frate, v-am terminat. După cum vedeți, eu zic că arată bine. Pieptul de pui cu cașcaval cu roșie. Orezul aici, cartofii aici. Și acum vreau să ieșesc pe farfurie, Denise. I-am pus cartofi, un piept de pui, așa. Și vreau să-i pun acum orez. Am pus cu mâna, v-am zis că m-a spălat pe mâini, deci e ok. Oricum, nu-i problemă. N-am făcut prostii nici cu mâinile, nici cu gura. Avem și niște prieteni pe la noi. O să-mi dea și ei notă să vedem dacă am gătit bine sau nu. Și acum o să văd dacă pot să așez orezul ăsta în formă de asta. Trebuie să mă presez un pic. Să-l așez așa bine, să prindă forma la asta. Că arată mai șmecher un pic. Ia uite-l! Mamă! O cireașă mai trebuie aici să pun. Că parcă mai lipsește ceva, niște frunze, niște verdeață, ceva, așa-i? Las că pun niște roșii, dacă tot n-am la îndemână. Că arată bine așa, dă un pic de culoare la farf, la... Așa... Da, așa.
Pe cartofi un pic așa de condimentos, ca să nu zic că e gambajor. Și pe orez un pic. Mamă, nu cred bunătatea de pe planetă. Bă, nu mă pricep cel mai bine la aranjat, dar vă spun eu, adică o să vă spună Denisa. Ce gustare, dragă. Tu îl ia loc la masă. Mm-hmm. Te rog, vreau să te servesc cu ea loc la masă. Așa. Bă, da, stai tu cu mine să mă duc. Stau. Așa, ia loc. Ți-aduc acum tacâmul. Așa. Două secunde. Bun. Haideți ceva cu mine. Stau, dragă. Să-ți spun ce părere am. Așa, te rog. Am dat să duc cervețel, dar nu-i problemă, stăm la noi acasă. Te rog să guști, să-mi spui ce părere ai, dragă. Și după aia îmi pun și eu. Dacă e bun, dacă nu e bun, nu mai pun. La mine, ia uitați-vă. Bine, mi-a dat acolo plângă. Nu-mi place. Glumesc. Păi, e cel mai bun și bucătar și iubiți de toate. Și cartofii sunt făcuți perfect, zăna. Și orezul. Păi, Ianin, au gustat orezul și cartofii, dar sunt făcuți perfect. Uite, mă, eu. Vreau să guști. Mulțumesc. Știu că vrei să mă lauzi acum pe filmare, dar vreau să spun sincer dacă îți place. Place? Foarte sincer, da. Mie chiar îmi place, mă, și cartofii, și orezul, și ăla. Da, dragă, foarte. Adică, la gust. La design trebuie să mai lucrăm puțin, dar până la urmă gustul contează, că ți-am aranjat bine și are gust bun. Uh-huh. Să fie mult în farfurie. Da, da, să fie cât mai mult în farfurie ca să ne sărutăm, să ne săturăm. Și să ne săturăm, da. Așa? Bun. Dacă e mult și bun, ne săturăm. Dacă e puțin și arată bine și rău, degeaba. Hai că bușa să luăm și... Nu ziceți că vă mint, am aici un prieten la mine și chiar instructor de fitness. Ia zi, bun? Bă, frate, foarte bun. Chiar mi-a plăcut, mai ales pieptul ăsta de pui. Mare, mare hal de bun, condimentat tot. Deci, ca să vedeți... Orezul este fier, bineînțeles, cartofii. Și am pus un condiment care i-a dat super, super gust. Și deci, o farfurie și o masă super. Deci, vă spun sincer că nu mâncă orice om ăsta, că s-a antrenat, stai de fiare și antrenor. Bun. Și dacă nu ar fi fost bun și sănătos, chiar n-ar fi mâncat. Așa că n-am mințit. Și zâna mâncă aici, zâna, după cum vedeți, gata, farfuria imediat. Mi-a mai rămas puțin, dar având în vedere deci, că... Deci o masă super după un antrenament corespunzător. E bun, așa e? Da. Deci dacă tragi de la sală, apelați cu încredere la mine, pentru că vă dau niște rețete. Să fiți power! Arăți foarte, foarte bine. Dragilor, acesta a fost vlogul nostru. Denisa mă tot ceartă că zice că o filmez în tot felul de postaze în care nu e aranjat, dar eu zic că arată foarte bine, că este foarte bine așa naturală. Da. Și în încheierea acestui vlog vreau să vă arăt aceste două căni pe care le-am furat, recunosc, le-am furat la Mac din Timișoara. Deci dacă cumva vreunul de angajați de acolo se uită la vlogul ăsta și vede că au dispărut cănile, rugăm să nu ne dea la poliție, că noi le-am luat așa în glumă mai mult, să vedem dacă se poate și văd că se poate. Deci vă pupăm. Mâncarea a ieșit, cum e și mâncarea? Foarte bună. A fost foarte bună, da? Bună, da? Deci a fost bună și nu zice doar la vrăjeală, a ajut-o mâncat și prietenul meu și eu zic că e bună, care e și instructor de fitness. Și la următorul vlog o să ne vedem de pe pârtie. Pentru că acum am stat cam mult la Timișoara, dar în câteva zile o să plecăm acasă. Pentru că Anis, vrei să vorbești ceva? Vorbesc prea mult? No. Anis și ne vedem de acolo de pe pârtie să vă arătăm cât de frumoasă este zona noastră, mai exact zona Straja, că este foarte aproape de unde locuim noi. Noroc! Vrei să declari ceva? Vrei să spui de vlog? Nimic absolut? Îți pare că ai furat cănile. Nu pare. Ne pupăm!